Vremea se menține rece în cea mai mare parte a țării, geroasă în special dimineața în sud, est și local în centru. Cerul va fi mai mult noros în regiunile extracarpatice, unde pe arii restrânse va ninge slab. În vest, nord-vest și centru, înorările vor fi temporare, dar va fi ceață asociată izolat cu burniță, favorizând poleiul. Vineri în Giurgiu, vremea se prezintă în continuare rece, geroasă, chiar de la primele ore ale dimineții, când se vor înregistra minus 16, minus 14 grade. Cerul va fi înnorat și trecător va ninge slab. Vântul va sufla cu unele intensificări, iar temperatura maximă va fi în jurul valorii de minus 8 grade. Vor fi condiții de ceață asociată cu depunere de chiciură. Astfel, vineri, în Bolintin, Hotarele, Comana, Ghimpați și Izvoarele se vor înregistra minus 6 grade, în timp ce la Giurgiu și Mihăilești, minus 7 grade. Vântul va sufla cu o putere de 13 km pe oră din direcția est. Presiunea atmosferică va fi de 771 mm coloană de mercur. Dunărea este în creștere cu 20-30 de centimetri, iar cota probabilă este de 164 de centimetri. Umiditatea aerului va fi de 58%.